Domnule Mureșan, ales europarlamentar pentru un nou mandat. Acum bine ați revenit la interviurile Hot News. Bine v-am găsit, bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Aș fi vrut să vorbim despre negocierile din Parlamentul European, despre viitorul mandat pe care europarlamentarii PNL îl iau, dar iată că evenimentele s-au precipitat în zona noastră aici, în Republica Moldova, mai exact. Știu că în campania electorală candidații PNL-ului și liderii partidului au fost în Republica Moldova în nenumărate rânduri. Cum vedeți acum situația aceasta de la Chișinău? Păi, în primul rând, aveți dreptate. Noi am fost acolo în campania electorală și am spus oamenilor următorul lucru. Am spus românilor basarabeni că îi vom reprezenta în Parlamentul European, la fel cum vom face și cu românii din interiorul granițelor țării și cu românii care trăiesc oriunde altundeva în diaspora. Am spus foarte clar oamenilor, Partidul Național Liberal va reprezenta românii basarabeni în Parlamentul European. De asemenea, am spus oamenilor că partenerii noștri în Republica Moldova sunt blocul acum, adică Partidul Acțiune și Solidaritate condus de Maia Sandu și Platforma Politică Dreptate și Adevăr condusă de Andrei Năstase, primarul ales al Chișinăului. Ce s-a întâmplat în ultimele zile la Chișinău? În primul rând, și acesta este cel mai important lucru care trebuie știut, este că există un nou guvern legitim ales în Republica Moldova. Au avut loc alegeri parlamentare, Parlamentul Republicii Moldova s-a întâlnit, s-a constituit într-o ședință, într-o sesiune legală, respectând Constituția și toate legile Republicii Moldova, a fost ales un președinte al Parlamentului și, ca urmare, președintele Republicii Moldova a desemnat un candidat pentru poziția de prim-ministru, ales în Parlament, deci există un nou guvern legitim, legal în Republica Moldova. Curtea Constituțională, mă scuzea, spune că nu, că acest Parlament s-a întâlnit după ce a expirat termenul și ar fi trebuit Parlamentul să fie dizolvat de președinte. Constituția Republicii Moldova va spune foarte clar că termenul pentru constituirea Parlamentului au fost 3 luni de zile de la data alegerilor, adică până pe 9 iunie. Curtea Constituțională a interpretat acest termen de 3 luni de zile, l-a redefinit ca fiind 90 de zile și l-a considerat expirat pe 7 iunie. Ideea este următoarea. În Republica Moldova a existat la guvernare un partid care nu a câștigat niciodată alegerile în Republica Moldova, se numește Partidul Democrat, condus de un om politic ale cărui cote de încredere erau comparabile cu cotele lui Liviu Dragnea și întreg modelul său de conducere politică era, pentru a-și putea imagina cititorii noștri, identic cu cel al lui Liviu Dragnea. Acest partid a pierdut alegerile este parlamentare. Este vorba de Plahotniuc, așa, să spunem da. Cine este acest vorba. Partid a pierdut alegerile parlamentare, a pierdut guvernarea acum și este nemulțumit. Acel partid nu a câștigat niciodată alegerile parlamentare în Republica Moldova, a format o majoritate achiziționând parlamentari la bucată de peste tot pe unde s-a putut și și-a extins extrem de mult controlul asupra instituțiilor statului, asupra justiției și nu este un lucru pe care să-l spun eu, ci este un lucru pe care îl spun rapoarte obiective ale instituțiilor internaționale, Comisia Europeană și așa mai departe. Este un partid care a modificat legislația electorală în contraavizului Comisiei de la Veneția și anume într-un mod în care să avantajeze direct partidul de guvernare. Ei, acel partid a pierdut alegerile, a pierdut guvernarea acum și ca atare face agitație în Republica Moldova, dar oamenii trebuie să știe, este o agitație pur politică, nu are nicio bază legală, noul guvern ales este legitim și de aceea a și fost recunoscut în mod oficial de Uniunea Europeană. Vă dați seama că Uniunea Europeană nu ar fi recunoscut un guvern dacă venirea sa la putere ar fi conținut cel mai mic semn de întrebare din punct de vedere legal. Sâmbătă, în momentul când s-a întrunit Parlamentul, nou Parlament, pentru a alege premierul, am văzut că au fost invitați acolo ambasadorii Statelor Unite și Uniunii Europene și ai Federației Ruse. România a lipsit. De ce credeți că România nu a fost la masă într-un moment atât de important? Această întrebare va trebui pusă Ministerului Afacerilor Externe și anume prima întrebare, ați fost invitați sau nu? Cea de-a doua întrebare, a fost decizia dumneavoastră să nu participați și dacă da, de ce nu? Ideea este următoarea. Există în Republica Moldova un prim-ministru, ea se numește Maia Sandu, este un prim-ministru pro-european care dorește o reformare a clasei politice și o repunere a instituțiilor statului pe făgașul normal. Soluția pe care blocul acum, Maia Sandu și Andrei Năstase au găsit-o,
Este o soluție care, din punctul meu de vedere, nu e o soluție ideală. Au o înțelegere pe termen scurt cu Partidul Socialiștilor din Republica Moldova cu scopul clar de dezoligarhizarea țării și au exprimat-o ei. Acest scop este unul necesar. E clar că dezoligarhizarea în Republica Moldova e necesară, fiindcă a avut loc un proces de oligarhizare acolo. Însă mie nu puteți cere să sar în sus de bucurie când se face o alianță cu un partid socialist care nu este pro-european. Este însă cea mai bună, adică singura soluție pe care o puteau găsi acum și pentru a da mesajul foarte clar că privind cu mare atenție ce se întâmplă acolo, Uniunea Europeană și Statele Unite și-au trimis ambasadorii, inclusiv la ședința constitutivă a Parlamentului, și a fost un lucru bun, un lucru dorit de oamenii politici pro-europeni, de Maia Sandu și Andrei Năstase. A fost și ambasadorul Federației Ruse, probabil lucru dorit de Dodon și de socialiști. Repet, pe mine nu mă încântă să văd o negociere cu un partid declarat pro-rus în trecut. Contează însă foarte mult ce iese. Aceasta este soluția pe care ei au găsit-o pentru moment, pentru acest proces necesar de dezoligarhizare. Înainte de alegeri, Maia Sandu a fost în acest studio la un interviu pentru colegii de la Contributors și vorbea despre un fan club al lui Plahotniuc aici în România. Discuția era în contextul mesajelor pe care le transmisese ministrul de externe Teodor Meleșcanu ca să rămână porțile de ușile deschise pentru o eventuală alianță după alegeri cu partide pro-europene. Acest partid al domnului Plahotniuc considerat pro-european. Considerați că această rezervă, haideți să-i spunem rezervă, a Ministerului de Externe în a lua o poziție mai fermă față de ceea ce se întâmplă la Chișinău este în logica acestui fan club a lui Plahotniuc? Trebuie spus următoarele lucruri, unul la mână. Republica Moldova poate face pași spre Uniunea Europeană doar dacă există un partener puternic în guvernul de la București. Nici primul ministru Grindeanu, nici primul ministru Mihai Tudose, nici primul ministru Viorica Dăncilă nu au fost cu adevărat interesați de situația din Republica Moldova și nu au făcut nimic pentru a aduce Republica Moldova mai aproape de Uniunea Europeană. Mereu când Republica Moldova a făcut pași în drumul său spre Uniunea Europeană, a făcut-o fiindcă a avut un partener la București și fiindcă a avut la București un guvern credibil pe plan european. Un guvern care se bate la ușile celorlalte guverne, state membre din Uniunea Europeană și să spună, iată, asta trebuie făcut acum pentru Republica Moldova și să aibă capacitatea de a convinge partenerii noștri de acest lucru. Republica Moldova, oamenii politici pro-europeni din Republica Moldova joacă singuri în momentul de față, nu au în guvernul de la București un partener, unul la mână. Doi la mână, m-ați întrebat despre Partidul Democrat și liderul său. Acest partid nu este un partid pro-european. Întotdeauna caracterul pro-european al unui politic trebuie judecat prin acțiunile sale, nu prin declarațiile sale. Nici Dragnea nu s-a declarat a fi eurosceptic, dar a atacat Uniunea Europeană de dimineață până seara și dorea să credem toți că Uniunea Europeană ne otrăvește copiii și mâncarea și peștii și așa mai departe. Niciuna din acțiunile Partidului Democrat din ultimii 3 ani de zile nu a fost o acțiune care să apropie Republica Moldova de Uniunea Europeană. Și-au încălcat toate angajamentele față de parteneri externi. Au modificat legislația electorală în ciuda avizului Comisiei de la Veneția. Au declarat nule niște alegeri legale desfășurate la Chișinău. Alegeri câștigate de Andrei Năstase, catalogate de toți observatorii obiectivi internaționali ca fiind alegeri corecte și libere, au fost declarate nule doar fiindcă nu le-a convenit câștigătorul ca atare. În special prin acești doi pași, modificarea legislației electorale în propriul interes și nerecunoașterea unor alegeri corecte, acest partid a devenit un partid indezirabil la nivel european și nu este un partid pro-european și acest lucru trebuie spus foarte clar. Republica Moldova are nevoie de oameni politici cinstiți, corecți, competenți și pro-europeni în sensul adevărat al cuvântului, adică prin acțiunile lor, nu doar prin declarații. Spuneați că noul guvern de la Chișinău, cel condus de Maia Sandu, chiar dacă nerecunoscut de Curtea Constituțională de acolo, recunoscut de Uniunea Europeană, nu are un partener și un ajutor din partea guvernului de la București, are
un partener însă în Parlamentul European. Spuneți-mi, ce puteți face dumneavoastră ca parlamentar european pentru a ajuta acest guvern să rămână și să rămână Republica Moldova pe acest traseu către Uniunea Europeană și nu către Rusia? Păi, în primul rând, să fim alături de forțele pro-europene în aceste negocieri grele pe care le au cu PSRM-ul. Fiindcă nu avem voie să fim naivi, da, s-a făcut acum un pact pe termen scurt între blocul pro-european acum și între PSRM cu scopul de a înlătura partidul aflat până acum la guvernare, care în mod evident devenise un partid toxic, dar blocul acum și PSRM-ul nu au prea multe lucruri în comun pe termen lung. Blocul acum vrea spre Uniunea Europeană, PSRM-ul și Igor Dodon până acum au vrut spre Federația Rusă, încearcă poate să ne aburească cu un echilibru și așa mai departe, dar ei nu sunt oameni politici pro-europeni. Deci primul lucru pe care Uniunea Europeană trebuie să-l facă este să întărească poziția partidelor pro-europene în Republica Moldova, pentru a nu fi trași pe sfoară, dacă vreți așa, de PSRM în perioada următoare, fiindcă este clar că PSRM-ul are în continuare legături cu Federația Rusă și e clar că agenda Federației Ruse în Republica Moldova este fundamental diferită de agenda noastră și de aceea a fost îmbucurător faptul că săptămâna trecută Comisarul European pentru Extindere și Politică de Vecinătate, Johannes Hahn, a fost la fața locului la Chișinău. Luarea de poziție a înaltului reprezentant al Uniunii Europene pentru Politică Externă, Federica Mogherini, de asemenea a dat greutate partidelor pro-europene din Republica Moldova. Deci ce încerc să vă spun este următorul lucru. 1. Trebuie să întărim în aceste negocieri dure și în această situație fragilă blocul pro-european. 2. Trebuie să-i ajutăm în implementarea acordului de asociere, care este baza legală a relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Și pe această bază, relațiile economice între Uniunea Europeană și Republica Moldova s-au dezvoltat foarte bine, cu beneficii concrete pentru cetățenii și pentru întreprinderile din Republica Moldova. România este astăzi un partener comercial mult mai puternic pentru Republica Moldova decât este Federația Rusă. Spre Uniunea Europeană, Republica Moldova exportă și dinspre Uniunea Europeană importă de 5 ori mai multe mărfuri și bunuri decât înspre și dinspre Comunitatea Statelor Independente, parcă așa se numește jucăria Federației Ruse. Sprijin financiar dinspre Uniunea Europeană pentru Republica Moldova. Uniunea Europeană a alocat pentru Republica Moldova pentru perioada 2014-2020 746 de milioane de euro fonduri europene nerambursabile, în timp ce noi acordăm bani gratis cetățenilor Republicii Moldova dinspre Federația Rusă, vine în fiecare an doar o factură grasă la gaze, cu un preț pe metru cub mai mare decât îl plătește Germania Gazpromului. Deci, Uniunea Europeană trebuie să continue și cu aceste beneficii concrete pentru cetățeni și să comunice mai activ, căci eu am condus anul trecut în luna aprilie o delegație a Comisiei pentru Bugete a Parlamentului European Republica Moldova pentru a vedea cum sunt folosite fondurile europene acolo. Și am văzut un centru de investigații criminalistice construit de la zero la Chișinău, drumuri, școli reabilitate termic cu fonduri europene, școli în care s-au instalat centrale noi, moderne, de încălzire, astfel încât copii în Republica Moldova pot învăța acum în școli iarna în căldură și aer curat față de frig și fum, cum era cu sobele vechi pe lemne. Spitale modernizate și extinse pe fonduri europene. Deci ce încerc să vă spun este următorul lucru. Sprijinul de la Uniunea Europeană este consistent, dar trebuie să și comunicăm pe această temă și aici Uniunea Europeană trebuie să meargă mai mult la fața locului pentru ca oamenii să înțeleagă de unde vine sprijinul. În anul 2014, de exemplu, când Federația Rusă a impus embargo pe vinuri și fructe moldovenești, Uniunea Europeană a ridicat imediat cotele la importul de fructe din Republica Moldova și a eliminat complet cotele la importul de vinuri, asigurând astăzi supraviețuirea multor fermieri și viticultori din Republica Moldova. Cetățenii Republicii Moldova trebuie să știe foarte clar cine le este prieten și cine le este dușman. Pentru a realiza toate aceste lucruri, trebuie să aibă Republica Moldova un partener care este influent totuși în Parlamentul European. Și aș vrea să vorbim puțin despre negocierile care au loc acum în Parlamentul European între grupurile politice, între partide. Ce se întâmplă? Dumneavoastră ați fost ales acum vicepreședinte al
grupului PP. Corect. Cum decurg aceste negocieri? Ideea este următoarea. Alegerile europarlamentare au fost câștigate exact așa cum am prezis eu la ultima noastră întâlnire, la nivel european de Partidul Popular European, în România de noi, Partidul Național Liberal. Ca atare, noi, europarlamentarii Partidului Național Liberal, formăm în momentul de față a treia cea mai mare delegație în cadrul Partidului Popular European. După Germania și Polonia, vine România acum. Avem mai mulți europarlamentari decât au Spania, Italia sau Franța. În Polonia și România au împreună mai mulți europarlamentari în grupul PP decât au Spania, Italia și Franța chiar împreună luate. Ce încerc să vă spun este următorul lucru. Suntem o delegație mare, într-un grup mare, și asta înseamnă multă influență. PP-ul a câștigat alegerile și este singurul grup politic care deja s-a organizat în Parlamentul European, adică am ales președintele grupului și vicepreședinții săptămâna trecută, eu fiind unul dintre vicepreședinții grupului PP. La celelalte grupuri politice există incertitudine. La socialiștii europeni nu știm cine va conduce acel grup, nu știm dacă PSD-ul va rămâne sau nu în acel grup. Oricum, PSD-ul este decredibilizat pe plan european, are zero credibilitate, iar europarlamentarii PSD-ului nu pot obține nimic pentru România pe plan european. Grupul ALDE, înțelegem că se va reinventa împreună cu Emmanuel Macron și nu avem voie să fim naivi. Prin fișa postului, președintele Franței are o singură sarcină, o singură obligație, apărarea intereselor Franței. Va trebui să ne uităm foarte atent cine va deveni liderul acelui grup în Parlamentul European. Dacă va fi un francez care are o legătură directă cu președintele Franței, atunci e foarte clar că europarlamentarii români, cred că colegii de la USR și Plus vor merge în acel grup, vor avea o viață foarte grea în a apăra interesele românilor într-un grup constituit de președintele Macron, cu agendă clară pro-franceză de extinderea influenței Franței la nivel european. Imaginați-vă alegerea procurorului șef european, unde noi, Partidul Național Liberal, am reușit să convingem Partidul Popular European să susțină candidatul român pentru această poziție și nu candidatul francez. S-ar putea schimba lucrurile acum? Vă răspund acum. Ce vreau să spun este următorul lucru. Imaginați-vă colegii de la USR Plus mergând într-un grup al președintelui Macron și spunând: vrem să susțineți românul, nu francezul. Nu cred că vor avea succes. Să vă răspund întrebării dacă se vor schimba lucrurile legate de doamna Căveșii. V-am spus aici înainte de alegeri următorul lucru și îmi păstrez toate declarațiile și chiar le accentuez. Poziția Parlamentului European după alegeri este aceeași cu poziția dinainte de alegeri, adică Parlamentul European are un singur candidat pentru poziția de procuror șef european și acela este candidatul român, doamna Căveșii. Noua majoritate din Parlament, noul Parlament, va prelua poziția Parlamentului votată în mod legitim, transparent, democratic înainte de alegeri. De îndată ce vom avea aleși președinții comisiilor de specialitate în Parlament, se va forma echipa de negociatori care va merge și va negocia cu Consiliul. Deci susținerea pentru doamna Căveșii din partea Parlamentului este neschimbată. Anticipez că la nivelul Consiliului, candidatul francez va avea un sprijin mai mic, deoarece prioritățile Franței în Consiliul Uniunii Europene sunt altele în momentul de față. Își doresc președinția Comisiei Europene, președinția Băncii Centrale Europene, dacă se poate. Deci, poziții de top. Nu cred că poziția de procuror șef european va fi o prioritate pentru guvernul Franței. În plus, se încheie președinția română a Uniunii Europene. Și mi-aș fi dorit ca această președinție să fie un lucru bun pentru România și pentru poporul român, să putem obține lucruri. Însă, din păcate, ministrul justiției din guvernul Dăncilă a pus bețe în roate candidatului român, cu succes mic, dar a condus ședințele miniștrilor de justiție și afaceri interne și ca atare a putut să manipuleze un pic. Acum, când ministrul de justiție din guvernul Dăncilă va trece din capul mesei de partea cealaltă a mesei, capacitatea lui de a altera opiniile celorlalți miniștri de justiție din Uniunea Europeană va fi și mai mică, deci cred că șansele doamnei Căveșii cresc, fiindcă susținerea în Parlamentul European este la fel de puternică, susținerea pentru francez va fi mai slabă, iar bețele pe care miniștrii de justiție din România le pot pune în roatele doamnei Căveșii, de asemenea și-au mai pierdut s-au mai tocit un pic și au mai pierdut din capacitatea de a afecta această candidatură. Mai este o discuție în această perioadă referitor la mandatul
pentru România în cazul comisarului european. Doamna Corina Crețu a fost ales parlamentar european, nu cred că va renunța la această demnitate pentru a rămâne interimară. Cum, din cunoștințele dumneavoastră, cum decurg negocierile? Pentru că am văzut informații că doamna Dăncilă vrea, vizează 4 portofolii, sunt date pe surse tot felul de nume. Cum, stă, da, cum stau lucrurile sunt exact? Sunt două lucruri diferite. Unu, va avea România comisar, va avea România comisari până la finalul mandatului acestei comisii. Aceasta este o chestiune pe care trebuie să tratăm. Și doi, și aceasta este mult mai importantă, ce comisar va avea România în următorii 5 ani de zile și ce portofoliu vom obține pentru următorii 5 ani de zile. Încep cu partea a doua, fiindcă este mai importantă și fiindcă numele și portofoliile multe vehiculate dinspre guvernul Dăncilă indică faptul că ei se pregătesc pentru următorii 5 ani. Au lansat 4-5 nume în spațiu public cu 4-5 portofolii diferite. De la energie până la politică de extindere, dorim să ne ocupăm de toate. Ideea este următoarea. Oamenii trebuie să știe următorul lucru. Comisia Europeană se formează așa. După ce Parlamentul European alege noul președinte al Comisiei Europene, atunci guvernele statelor membre trimit în mod oficial nominalizări. Așa a fost data trecută, așa a fost de fiecare dată. Data trecută, premierul de atunci, Victor Ponta, a trimis nominalizarea domnului Cioloș și a doamnei Crețu. Deci, în momentul de față, dacă doamna Dăncilă a trimis undeva o listă de nominalizări, să ne spună și nouă destinatarul, fiindcă în momentul de față nu există un președinte ales al Comisiei Europene. Ceea ce doamna Dăncilă ar fi putut face, ar fi trebuit să facă și nu a făcut, este următorul lucru. Să anticipeze cine poate fi viitorul președinte al Comisiei Europene și să înceapă demersuri diplomatice pe lângă acea persoană. Iar persoana care la momentul de față are cel mai mari șanse de a fi președinte al Comisiei Europene este candidatul Partidului Popular European, Manfred Weber. Noi am venit în fața oamenilor înainte alegerilor europarlamentare și am spus oamenilor următorul lucru. Dacă vom câștiga alegerile europarlamentare, pe Manfred Weber, actualul lider al grupului PPR din Parlamentul European, îl vom pune președinte al Comisiei Europene. Doamna Dăncilă a fost săptămâna trecută la Bruxelles, nu s-a întâlnit cu Manfred Weber, a făcut o greșeală și dacă dorește să obțină un portofoliu important pentru România, ar trebui să discute de săptămâna trecută deja cu potențialii viitori președinți ai Comisiei Europene și în pole position aici se află candidatul familiei politice care a câștigat alegerile europarlamentare, adică domnul Manfred Weber. Nu poți să discuți cu fostul președinte al Comisiei Europene despre formarea viitoarei comisii. Acum, deci e clar că guvernul Dăncilă este pe nicăieri, este în plop legat de negocierile pentru o poziție importantă pentru România în viitoarea Comisiei Europeană. În plus, relația guvernului Dăncilă cu Manfred Weber este o relație proastă. Ei au atacat întotdeauna, pe Manfred Weber în calitatea sa de lider al grupului popularilor europeni. Șansele lor de a obține o poziție bună pentru România sunt afectate în mod evident și obiectiv, o spun, de atacurile lor. Cred că sunt ultima persoană pe care doamna Dăncilă ar suna-o pentru a-i cere ajutorul și fiindcă tot ce PSD-ul a făcut în ultimii 2 ani de zile în Uniunea Europeană a fost menit doar să convingă Europa că Liviu Dragnea este om cinstit, să convingă Europa că sute de mii de oameni care am ieșit în stradă am greșit și doar miniștrii Tudorel Toader și Iordache au avut dreptate despre justiția din România. Deci pe agenda lor de slăbirea justiției din România și de încercarea de convingerea Uniunii Europene că ceea ce fac ei ar fi corect, nu am fost și nu am cum să fiu niciodată un partener al guvernului României. Doamna Dăncilă a fost la Bruxelles și pentru prima oară reprezentanții Comisiei Europene și ai Guvernului României au dat același comunicat de presă, da, în care pare că lucrurile s-au cam rezolvat. Credeți că lucrurile s-au schimbat radical în câteva zile? Păi eu am văzut cum majoritatea PSD-ALDE a oprit ridicarea imunității parlamentare a domnului Tăriceanu. După cum v-am spus la început, apropo de oameni politici din Republica Moldova, la fel se aplică și politicienilor PSD-ALDE. Îi evaluăm în funcție de acțiunile lor, nu în funcție de declarațiile lor. Nu am niciun indiciu cum că doamna Dăncilă s-ar fi schimbat peste noapte în ceea ce privește acțiunile domniei sale. Declarațiile sunt una, dar trebuie
trebuie să ne uităm la acțiuni. Înapoi la portofoliul de comisari. Deci pe negocierile pe următorul portofoliu pe următorii 5 ani, cred că guvernul actual este în plop, nu este credibil la nivel european, nu are niciun plan, nu discută cu cei care vor decide. Dacă doamna Crețu își va lua mandatul de comisar european, atunci poziția de comisar din partea României rămâne vacantă și va trebui să vedem dacă România va desemna un comisar. Și vă spun următorul lucru. Avem două scenarii. Fie nu desemnăm un comisar, fie desemnăm un candidat de către doamna Dăncilă, un candidat apropiat de actualul guvern, din ograda lor, și atunci există un risc foarte mare ca la audierea obligatorie, dură, din Parlamentul European, acest candidat să se facă din nou de râs. Și nu se va face doar pe sine de râs, nu o va face doar pe doamna Dăncilă de râs, nu va face doar PSD-ul de râs, ci va fi candidatul României și riscăm să fie rău pentru noi. De aceea vă spun următorul lucru. Comisia Europeană mai are 4 luni de mandat, până la 31 octombrie. Dacă guvernul României are de gând să trimită un candidat care să ne facă de râs pe plan european, mai bine să nu-l trimită, fiindcă Uniunea Europeană se descurcă 4 luni de zile cu 23 de comisari, 5 au fost aleși în Parlamentul European, Uniunea Europeană se descurcă 4 luni de zile cu 23 de comisari pentru 28 de state membre, mai ales de vreme ce sunt ultimele luni de mandat ale actualei Comisiei Europene și nu mai vin inițiative legislative, deci fie trimit un candidat bun, fie mai bine nu trimit pe nimeni, că nu vreau ca România să facă din nou de râs, cum ne-am făcut de râs când au trimis nominalizarea domnului Viorel Ștefan pentru poziția de membru al Curții Europene de Conturi. Da, domnia până la urmă a devenit. Da, din păcate. Domnia sa nu a convins pe nimeni în Parlamentul European, a primit un vot negativ și după aceea, la nivelul Consiliului Uniunii Europene, politic s-a decis nominalizarea domniei sale. Și pentru a nu brusca guvernul României de vreme ce dețineam președinția Uniunii Europene, dar momentul în care Viorel Ștefan nu a făcut față acelei audieri în Parlamentul European a fost un moment rău pentru România. Rămâne să vedem ce se va întâmpla în aceste negocieri. Haideți să revenim puțin și în Parlamentul de la București, pentru că și aici se întâmplă lucruri. PNL-ul depune sau nu depune moțiune de cenzură și când? Categoric, depune moțiune de cenzură. Președintele partidului a anunțat acest lucru în mod oficial, l-a repetat. Vom depune moțiunea de cenzură până la finalul acestei sesiuni parlamentare și dorim ca acest guvern să cadă. Este un guvern care face rău României, care afectează credibilitatea internațională a României, este un guvern care stă cu ambele mâini în buzunarele românilor. Rata inflației este astăzi mult mai mare decât în urmă cu 2 ani de zile. Aveam 0% inflație în urmă cu 2 ani de zile. Astăzi avem 5% rata inflației. Oamenii care au credite la bancă plătesc mult mai mult. Prețurile alimentelor au crescut. Prețul benzinei și al motorinei a crescut. Fiecare zi pe care acest guvern o petrece la conducerea țării este o zi pierdută pentru România. România merge în direcția greșită și cu cât guvernul rămâne mai mult la putere, cu atât factura pe care românii o vor plăti la final este mai mare. De aceea vă spun foarte clar, vom depune moțiune de cenzură și vrem căderea acestui guvern. Vreți să și intrați la guvernare? Păi dacă vrem căderea acestui guvern, înseamnă că dorim ca România să aibă un alt guvern, un guvern bun, un guvern competent, un guvern cinstit. E evident că Partidul Național Liberal poate da în mai puțin de 24 de ore miniștri mult mai buni decât sunt în actualul guvern. Apropo, mai puțin decât în actualul guvern, de asemenea s-a spus din partea conducerii partidului nostru că dorim reducerea numărului de ministere. Nu avem nevoie de 30 de miniștri și de multe zeci de secretari de stat. Deci dorim un guvern suplu care să guverneze bine și v-am spus foarte clar, suntem capabili, dacă e nevoie, să asigurăm o guvernare mult mai bună a României decât o poate face PSD-ul. Domnule Mureșan, politic vorbind, nu este totuși o mișcare tip kamikaze să intre acum la guvernare când spuneți că este atât de dezastroasă situația? Vom discuta lucrurile concrete la momentul la care se pun aceste întrebări. Am spus că depunem moțiune de cenzură, dorim căderea guvernului, am depus în fiecare din ultimele sesiuni parlamentare moțiune de cenzură, numărul de voturi a crescut la ultima moțiune față de cea dinainte. După cum a anunțat președintele partidului, vom purta negocieri cu celelalte partide din Parlament. Dialogul cu celelalte partide este unul continuu.
Câteodată sunt negocieri, câteodată este dialog, câteodată sunt acțiuni constructive pe care le facem împreună alături de colegii din opoziție. Dorim cât mai multe voturi și dorim evident ca această moțiune de cenzură să reușească. Aveți cumva și un program de guvernare pregătit, dacă tot spuneți că până la finalul lui iunie? Am avut un program electoral, am avut un program de guvernare pentru alegerile europarlamentare, care a fost de departe cel mai precis, cel mai concret program electoral prezentat de toate partidele din România care s-au prezentat la alegerile europarlamentare și acel program de la alegerile europarlamentare reprezintă un prim pas spre programul de guvernare. Deci tuturor celor care ne-au acuzat de 2 ani de zile că nu am avea program electoral, că nu am avea program de guvernare, deși alegerile nu băteau la ușă, le spun următorul lucru. Am prezentat un program la alegerile europarlamentare care reprezintă 50% din programul nostru de guvernare pentru alegerile parlamentare și care este un prim pas evident în această direcție. Deci îl aveți și pe celălalt 50%. Celelalte 50% sunt gata. Păi, vă spun foarte clar următorul lucru. La momentul la care trebuie să venim să propunem un guvern, vom veni cu un guvern și cu un program de guvernare și propunerile pe care le vom face, cu care vom veni la guvernare, sunt unele deja se pot intui, au fost prezentate în programul de la alegerile europarlamentare, deci acel program oferă prime indicații cu privire la modul în care vom conduce România pro-european, guvernare simplă, predictibilă, transparentă, fără modificări intempestive. Anul trecut codul fiscal a fost modificat de 236 de ori. Domnul Orban, a avut recent o declarație privind impozitarea veniturilor celor din IT. Da. Este acest lucru în programul de guvernare al Partidului Național Liberal? Nu este acest lucru încă în programul de guvernare al Partidului Național Liberal, dar săptămâna trecută conducerea partidului a decis să discute acest subiect, să-l aprofundeze și să venim cu o propunere oficială asumată de tot partidul în această direcție legată de sectorul IT. Nu vă voi spune nici că vom impozita, fiindcă acest lucru trebuie discutat la nivelul partidului și vom veni cu o propunere. Asta s-a discutat săptămâna trecută, dar vă spun următorul lucru. O guvernare responsabilă guvernează pentru toți oamenii din România și sigur că trebuie să sectorul IT este un sector foarte important pentru economia României, sigur că trebuie să asigurăm condițiile esențiale pentru ca acest sector să se poată dezvolta. Discuția a fost strict pe impozitare săptămâna trecută, dar vă spun că sectorul IT s-a dezvoltat foarte bine în România și datorită resursei umane, datorită românilor talentați, bine pregătiți în IT, datorită cooperării dintre universități și sectorul privat și la toate aceste lucruri va trebui să lucrăm și le vom avea în programul de guvernare. Personal, sunteți de acord cu această declarație a domnului Orban? Vă spun următorul lucru. Mă gândesc la medicul care face o gardă într-un spital 24 de ore și este impozitat pentru salariul său. Mă gândesc la brutarul care se trezește dimineața la ora 4 și pune pâinea în sobă, în cuptor, pentru ca dimineața când noi ne trezim să putem avea pâine proaspătă, pâine caldă. Mă gândesc la pompieri care lucrează în condiții grele și își riscă viața și toți plătesc impozit pe venit. Vă spun că guvernarea noastră va fi o guvernare care să fie echitabilă față de toate categoriile sociale și față de toate categoriile profesionale, la fel cum am spus că dorim tăierea pensiilor speciale. Eu nu doresc pensii speciale pentru parlamentari, pentru politicieni, la fel va trebui să tratăm în mod echitabil toate categoriile sociale și profesionale într-un mod în care să se poată evident și dezvolta. Politica PNL-ului față de sectorul IT va fi întotdeauna una prietenoasă, nu una dușmănoasă. Ludovic Orban rămâne bătut în cuie premier? Categoric da, este decizia partidului și vă spun sincer, nu am asistat în interiorul partidului la nicio discuție unde această decizie statutară bătută în cuie a partidului să fie pusă vreodată în discuție. Vă întreb pentru că Rareș Bogdan săptămâna trecută spunea că această variantă poate fi negociabilă în funcție de cei care susțin moțiunea de cenzură, cei cu care vreți să dați jos acest guvern dăncilă. Să vină Rareș Bogdan să vă explice la ce se referea, eu vă spun următorul lucru. Poziția clară, oficială, asumată a partidului este următoarea. Președintele partidului este candidat pentru poziția de prim-ministru și am văzut la PSD ce monștri se nasc când ai un președinte de partid care nu poate fi prim-ministru, cum a fost cu Liviu Dragnea. Noi avem un președinte de partid care a dus partidul la victorie în alegerile europarlamentare, care este candidat pentru poziția de prim-ministru și poate fi prim-ministru și așa e firesc să fie lucrurile. Domnule Mureșan, vedem ce se va întâmpla la moțiunea de cenzură și așteptăm să vedem care sunt noii miniștri. Dacă vor fi acum sau după alegeri. Așa să fie.